Puzzle care permitea dezvoltarea de blocuri a expirat și brașovenii trebuie să știe că facem parc pe platforma IUS. Va dura? Cât va dura? Asta vom putea să știm mai sigur spre finalul verii, când vom recepționa studiul de fezabilitate. Suntem într-o zonă de pionierat, atât noi cât și alte municipalități. Dau exemplu Clujului, care a început astfel de demersul în 2011 și încă nu au finalizat pentru că există litigi în instanță. Noi, în schimb, am pregătit acest proiect pe două scenarii, astfel încât să luăm în calcul și o colaborare cu dezvoltatorii, o colaborare care ar putea să scurteze foarte mult din timpul necesar acestei intervenții, acestei amenajări și totodată să scadă costurile pentru municipalitate. Există aceste discuții, există și un termen de un an de zile maxim în care să vină dezvoltatorii cu o propunere de master plan de la care să decidem și să elaborăm un nou plan urbanistic zonal, o propunere de master plan care să aibă în centru acestei platforme un mare parc. În paralel, noi avem un studiu de fezabilitate în lucru, care de îndată ce va fi recepționat, deschide perspectiva și posibilitatea municipiului să cumpere terenul prin expropriere. Aceasta fiind varianta cea mai ieftină de achiziție asupra terenului. Sunt parcele de teren care la ora actuală sunt proprietate privată, avem cele două căi, ori expropriem și ajunge proprietate publică, ori colaborăm cu dezvoltatorii, astfel încât în mijlocul acestei parcele să fie un parc mare. Iar parc mare, nu putem accepta altceva mai mic decât 7 hectare, care este suprafața celui mai mare parc din Brașov la ora actuală. Vrem la IUS să avem cel mai mare parc al Brașovului. Puzul de la parcul IUS și-a dovedit ineficiența de-a lungul timpului în diferite comisii de urbanism. Ilustrările de temă propuse de către dezvoltatori nu au putut fi validate deoarece trama stradală, funcțiunea distribuită și încărcarea excesivă a terenului a făcut practic imposibilă aprobarea unei documentații de ilustrare de temă sau de alte documente de urbanism. Din acest motiv, pentru că proiectul a dezvoltat o tramă stradală la limita proprietăților și nu a avut o tramă stradală coerentă, dezvoltatorii au ajuns și ei la concluzia că ineficiența acestui document de urbanism este una iminentă. De aceea, în ultima comisie de urbanism, am stabilit lipsa oportunității prelungirii acestui document. Pe cele două scenarii pe care le-am propus, acela de a colabora în continuare cu dezvoltatorii, în care fiecare să stabilească cote părți de predare a suprafețelor pentru un parc central, vom lucra împreună cu urbaniștii vis-a-vis de indici urbanistici, astfel încât să putem mări coeficientul de utilizare și micșora procentul de ocupare, astfel încât ei să-și poată dezvolta în continuare și să valorifica proprietățile pe care le au, dar în același timp orașul să beneficieze de un parc. Și scenariul 2 este acela în care nu vom ajunge la o înțelegere cu dezvoltatorii și vom fi nevoiți să apelăm la o procedură de a stabili utilitatea publică a acestui parc și să procedăm la expropierii.